Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc! Iată o zi frumoasă și la propriu și la figurat, caldă, plăcută, lumea începe să vină la bot, ne bucurăm foarte mult, ne-am exercitat și noi dreptul așa cum am promis, am venit și am votat în primul rând pentru a merge pe același drum pe care l-am creionat cu ani în urmă, pe drumul dezvoltării, europenizării romanului, a zonei roman metropolitan, a județului Neamț și ridicarea Moldovei. Sunt convins că oamenii sunt în cunoștință de cauză și vor veni să voteze, fiecare după opțiunea sa, după propria sa percepție, și vom putea pune bazele unei noi etape în România. Etapa care să debuteze cu dezvoltarea și europenizarea profundă a țării, ieșirea de pe drumul tranziției și intrarea în partea de dezvoltare accentuată pe care România și-o dorește de atâta timp. Moldova este o zonă a României care de foarte mult timp a fost lăsată, nu a constituit o prioritate. Intru în această luptă, intru pe acest drum cu speranța că voi putea contribui la ridicarea ținutului Moldovei, la ridicarea României în ansamblu, iar experiența mea să poată să aducă un plus în acest for legislativ național în Parlamentul României. Nu am semnalat până la această oră nicio neregulă. În zonă sper nici să nu fie nici o neregulă. Eu așa sper. Am văzut de dimineață o emulație majoră și pe Facebook în întreaga țară. Am văzut oameni de cultură, am văzut artiști, am văzut intelectualitatea care parcă niciodată ca până acum nu a fost atât de dinamică pe ceea ce înseamnă online, în eter. Simt o emulație, simt o energie pozitivă și cred în ea. Cu Dumnezeu înainte, sperăm ca cât mai mulți oameni să vină la vot pentru ca reprezentativitatea să fie cât mai bună și cât mai corectă în Parlamentul României. De mâine mă întorc la muncă, marți voi fi deja la București, la Ministerul Dezvoltării, la Asociația Municipiilor. Merg cu susținerea unui proiect pe codul administrativ cu mai multe amendamente pe care eu le-am propus. Mâine vor fi dezbătute în Comitetul Național Director, vom lua decizii acolo și vom înainta acest proiect guvernului pentru a fi promovat. Cred în acest cod de procedură civilă, de procedură administrativă care să aducă un plus pentru administrația publică locală în primul rând. Aici m-am preocupat, așa cum v-am spus, avem lucrate peste 50 de amendamente, mergem cu ele cu credință acolo să le susținem, sperăm ca cât mai multe dintre ele să fie acceptate de colegii noștri. La întoarcere, miercuri, probabil după operativa de dimineață, vom face o conferință de presă și vă voi și transmite ce am reușit să facem la București. Iar în al doilea rând, primul pas în acest hotar de primar deputat, susținerea în Comitetul Național Tehnico-Economic la Ministerul Dezvoltării a proiectului Poarta Nord și, de ce nu, trecerea lui și semnarea contractului. Sper miercuri să vin și cu această veste bună, cu semnarea contractului de finanțare a porții nord a municipiului Roman pe bani guvernamentali. Deci, primii pași încep să se producă. Suntem în continuare în comunitate, indiferent de pe ce poziție, slujim comunitatea romașcană.